Am inițiat acest proiect de arte vizuale, pornind de la tradiția genului saloanelor, hai să le zicem, manuale, și atunci am denumit Salonul Artiștilor Plastici Buzoieni Bozart. Este un proiect care se derulează împreună cu Centrul Cultural Alexandru Marghiloman, care și finanțează acest mare, aș zice eu, mare proiect de arte vizuale, un proiect care încearcă să adune pe simeze cele mai noi lucrări ale colegilor mei din filiala UAP Buzău, adică absolvenți, membrii stagiari și membrii titulari ai filialei, dar în egală măsură am inițiat și această, aș zice eu, pentru prima dată acest gen de invitație a unor nume reprezentative din arta plastică românească, acoperând o arie foarte largă, aș zice eu, geografic vorbind. Este vorba despre Deva, de Iași, de Suceava, București și, bineînțeles, Bacău. Iată câteva, aș zice eu, repere ale acestui salon, care va deveni cu siguranță o tradiție. Suntem la prima ediție a acestui salon, care se numește, spuneam, Bozart, dar spuneam la un moment dat că este, fără doar și poate, un salon menit să pună în valoare creația artiștilor plastici buzoieni în special. Sunt mai multe argumente care au dus la acest proiect. În primul rând, participarea, aș zice eu, artiștilor plastici buzoieni la numeroase manifestări cumva în afara spațiului geografic buzoian. Apoi, tradiția proiectelor pe care tot eu le-am inițiat de-a lungul timpului și aș zice, aș enumera aici Restituiri Imaginare, apoi cunoscutul proiect care este dedicat orașului Buzău, Buzău, oraș deschis artei, care a ajuns deja la a treia ediție, Măgura Art, iarăși un proiect drag mie, dar și Bienala Artelor Ion Andreescu, Bienala de Artă Contemporană Ion Andreescu, care a avut, de exemplu, în ultima ediție, ediția de acum 2 ani, 400 de participanți din 25 de țări de pe 3 continente. Iată, deci, sunt, aș spune eu, argumente destul de solide pentru a continua acest proiect. Un alt argument este tradiția. Este o continuare a personalităților din arta plastică românească care s-au oprit aici la Buzău. Și aș aminti pictorii Ion Andreescu și Nicolae Grigorescu, dar și de părintele sculpturii moderne, este vorba de Constantin Brâncuș, așa cum foarte bine se știe, Buzăul este un oraș binecuvântat, aș zice eu, din acest punct de vedere, pentru că una dintre lucrările de bază din creația lui Constantin Brâncuș se află în cimitirul Dumbrava, este vorba de ansamblu Rugăciune. Așadar, se adaugă la toate acestea tabăra de sculptură Măgura. Tabăra de sculptură Măgura pe care, bineînțeles, un proiect derulat între anii 1970 și 86, dar care cumva ar trebui continuată. Și de ani de zile eu fac aceste, aș zice eu, demersuri. Anul acesta cred că se va definitiva o tabără internațională și care va aduce un plus de valoare Buzăului prin lucrările pe care le vor lăsa cei care vor veni aici în acest simpozion de arte care se va derula cumva în cursul anului acesta. Ce mai avem de spus? Mai avem de spus că această tradiție ne cumva obligă la o serie întreagă de manifestări expoziționale care să ducă, să fie un fel de carte de vizită pentru Buzău. Și aș enumera aici prezența lucrărilor colegilor mei, lucrări de artă decorativă, de pictură, de sculptură, de grafică, la o expoziție de acum mai bine de 3 ani de zile la Palatul Parlamentului, în București, am reușit să fac acest proiect, apoi prezența lucrărilor, iarăși a filialei Buzău, la sala de expoziție a Institutului Cultural Român din București și, așa cum foarte bine știți, acum 2 luni de zile, prezența lucrărilor noastre a buzoienilor la Roma, la Academia din România, o expoziție foarte bine primită atât de comunitatea românească stabilită la Roma, dar în egală măsură de critica de specialitate, de vizitatorii care
au venit atâta cât le-a permis pandemia sau regulile de vizitare în pandemie. Așadar, iată, toate acestea fac din Buzău și din sălile, cele două săli ale expozițiilor, ale galeriilor de artă Ion Andreescu, un punct pe care am reușit să-l așez pe harta locurilor unde se întâmplă ceva în arta vizuală românească de mai bine de 11 ani de când manageriez activitatea filialei Buzău a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Vă aștept încă două săptămâni în această galerie pentru a vizita această expoziție extraordinară, derulată încă o dată împreună cu Centrul Cultural Marghiloman, cu Consiliul Local al Municipiului Buzău și cu Primăria Buzăului. Instituții care s-au implicat, se implică și care dorim să se implice în continuare în proiectele pe care le vom iniția în folosul culturii, artei buzoiene și a educației pentru frumos, a educației estetice. Spun asta pentru că deja salonul acesta a fost gazda mai multor vizite a claselor de arte vizuale de la Liceul de Artă din Buzău, care pur și simplu au venit aici în acest cadru minunat oferit de galeriile de artă pentru a derula ore de istoria și teoria artei. Iată așadar, una peste alta, galeriile de artă anul acesta este, dacă vreți, un început și, în egală măsură, un sfârșit al proiectului care se derulează în decembrie și ianuarie. Sperăm ca la anul să încercăm să facem, deși avem ediția 13-a Bienale Ion Andreescu, să reușim să facem din nou, din Beaux-Arts, un salon cu rezonanță națională.